Suntem la cea de-a noua ediție a Festivalului Internațional VideoArt pentru liceeni. Ediția aceasta a noua a Festivalului Concurs VideoArt este prima ediție care se derulează în vacanță. Până acum, de regulă, data era în jur de 29, 30, 31 mai. Mă bucur că văd cel puțin 6-7 fețe din edițiile anterioare, ceea ce înseamnă că vă prins filmul și pasiunea cu voi și o să, cel puțin până terminați de ce o să fiți pe povestea asta și mă bucur că oamenii care, sau mă rog, tineri care au fost la acest festival, astăzi sunt studenți la film, fac filme și au făcut o meserie din asta, ținem legătura și frumos, sper să ținem și cu unii dintre voi legătura în continuare. Din păcate, învățământul românesc are puține, să spunem, instrumente pentru dezvoltarea creativității. Și de multe ori depinde de ceea ce faceți dumneavoastră în afara programului normal de studiu. Drumul nostru mâine va fi foarte frumos și cu siguranță în cununa de succes. S-a ales ca temă Casa Bucovineană, care, după cum se știe și dacă nu se știe, se va afla mâine pe teren. Este o bijuterie de arhitectură tradițională. Să vii cu o idee nouă este un lucru care poate schimba, de exemplu, soarta unui concurs în care suntem noi. Căutăm ce mai frumos, să subliniem tradițiile bucovinene, în special Casa Bucovineană, până la urmă asta este tema. Acum încercăm să ne dăm seama ce am putea face și încă căutăm. Eu, locuind în oraș, urăsc să văd aceleași culori de gri, deci este o, la un moment dat devine obositor pentru ochi, dar când te duci la sat, totul este mult mai viu colorat și parcă te relaxează. Thank you.
e făcută din lemn cu lut și lut la lut, nu merge cu da. Nu, materialele astea noi și astea nu fac priză cu lutul și cu chestiile astea așa. Și uite, stăm și ne chinuim de atâta timp și nu găsim pe nimeni care să lucreze în lut. Entuziasm. E un sentiment de incertitudine și nu știu cum să... Puțină neliniște. Mai mult. Da. Două capete gândesc mai bine ca unul și să fac ceva mai interesant și ceva nou față de anul trecut și de asta m-am gândit să o aleg pe ea. În primul rând este prietena mea și în al doilea rând, după cum am observat și la filmul cu care m-am calificat, m-a ajutat cu foarte multe idei în privința, nu știu, locațiilor sau cum să comporte personajele în rolul lor. Am început și eu să învăț destul de multe lucruri despre film și începe să-mi placă și mie. Și de asta doresc să-l ajut. Sau te prind doar cum ieși de pe ușă. Da, da, da. Și eu te caut prin casă cu camera. Da. Și după unde mă găsești? Afară. Ia, stai. Alin și colaborăm pentru a doua oară. Am fost cu un film la Constanța, la festivalul Filmic și acum ne-am gândit să participăm și la Suceava. Am făcut un nou film și Alin este foarte bun pe partea tehnică, adică știe ce să facă cu lumina, cu mișcarea, cu tot ce trebuie. Okay, mulțumesc, Elena. Și tu ești la fel de bună pe partea artistică, partea de scenariu, partea de literatură. Ai citit extrem de multe cărți, te descurci foarte bine să faci un scenariu care să placă la lume și să fie foarte corect din punct de vedere al scenaristicii. Și sunt foarte mulțumit că am lucrat cu tine de două ori până acum. Thank you.
Centru de Excelență Neamț, care a fost înființat în urmă cu 2 ani de zile de Consiliul Județean. Este o instituție care ține, evident, de Ministerul Educației și care și-a propus să strângă toți olimpicii naționali din județ și să-i pregătească în niște domenii la care alte instituții de învățământ erau deficitare. Bună oară, film, scenaristică, regie și așa mai departe, imagine. Deci pentru asta. Eu acolo predau teorie literară, literatura universală și istoria cinematografiei. Cei care vin acolo inițial vin pentru literatura universală și se face o translație. De pildă, dacă studiez, să zicem, neorealismul din literatură, studiez și Fellini, Vittorio De Sica și așa mai departe cu ei. Da? Deci dacă studiez zona fantastică, studiez și zona lui Lars von Trier din filmografie. Și cred că și pentru mine este o provocare, este o experiență absolut nouă. Deocamdată suntem la început. Da, din câte am văzut, i-au crescut de la an la an, chiar și aici, la VideoArt, s-au întâlnit cu foști concurenți pe care i-au întâlnit la Constanța sau la București. Mi se pare asta câștigul fundamental pentru ei și faptul că beneficiază de consiliere profesională, din partea inclusiv a TVR Iași. Deci sunt o mulțime de persoane aici care au cu ce să-i consilieze. Datorită centrului de excelență pe care îl facem în Piatra Neamț, acolo am văzut mai multe scurtmetraje, printre care unul a unei fete din Rusia, care m-a impresionat și care m-a motivat să fac acest scurtmetraj. Din fericire am ajuns anul acesta la VideoArt și mă bucur enorm de mult, pentru că voi capta experiență și idei noi pentru viitor. Pornind de la arhitectura bucovineană, am încercat așa să mergem dincolo de arhitectură, să mergem la cei care au creat aceste frumuseți, aceste case, clădiri, biserici, ce vedeți în jur. Și sperăm să exploatăm cât mai mult zona aceasta. Acum să vedem dacă o să ne iasă sau nu. Tema pe care am primit-o și anume casa tradițională în Bucovina, am încercat să o integrăm într-un filmuleț realizat din noi, care până la urmă are o poveste, ceva cu tent de viitor. Am combinat viitorul cu arta de altă dată. E un defect al meu că fac totul prea repede, încă. Deși ușor, ușor am început să-mi propun să aloc mai mult timp, să filmez de 10 ori un cadru, nu de 2 ori sau de 3 ori, chiar de 10 ori, să lucrez la orice detaliu. Și asta probabil e adevărata cinematografie pe care o vrem toți. Este uimitor ceea ce poate face un concurs din oameni. Nu ne așteptam să fim convocați, mai ales că am fost convocați cu 2-3 zile în urmă. Stai. Hai, stai un pic. Da, ce apropii. Să fie a noastră ca vechi, ne ajută de acasă, vechi, pantelitoare. Perfect.
The mission is done. Este o comună foarte, foarte ok, adică oamenii sunt cum se cade și toți sar în ajutor. Adică atunci când am ajuns aici, majoritatea voiau să ne ajute și ne-am oprit la ceea ce ne părea nou interesant, adică am vrut să surprindem viața actuală a satului și în același timp, în filmul nostru vom vorbi despre din perspectiva unei persoane înaintate în vârstă și vom prezenta satul cum era atunci și cum era acum. Tema mi se pare foarte frumoasă și abordabilă, adică nu destul de complicată, dar care trezește multe idei. Unul din lucrurile pe care eu le consider surprize este întâlnirea mea cu Badea Florea. Costache Florea a fost muncitor CAP. Eu mi-s Badea Florea. Ah, vezi tu, fată, comuna asta este tot ce am. Aici sunt nepoții mei, aceea este baba mea și aici rămân să mor. Viața mea a fost grea. Ajungeam la CAP greu și plecam toată ziua. Când eram copil, ieșeam cu oile la păscut. Și așa făceam și eu niște bani. Și le ajutam pe tatăl meu. Baba mea era tânără atunci, frumoasă. Acum nu mai e. Nici ia ei nu mai e. A rămas doar casa bucovineană. Nimic nu mai e cum obișnuia să fie. Acum doar câinii care bat în ogradă îmi omoară dorul. Ideea este una foarte faină, adică cel puțin dacă ar fi utilizată și pe alte proiecte la scară ceva mai mare, ar fi un lucru genial. Casa bucovineană nu reprezintă întocmai acei patru pereți care îngrădesc un loc anume, ci mai mult ar fi starea aceasta de spirit. Suntem în natură, acesta este locul de unde suntem, unde trebuie să ne întoarcem și ceea ce ne lipsește în ultimul timp. Scenariul a fost făcut cam în proporții de 50-50, iar la editare e exact același lucru. Dacă unul muncește mai mult la ceva, celălalt muncește mai mult la cealaltă parte. Idealul, cel puțin pentru actualul proiect, este o persoană să fie liderul creativ, iar cealaltă persoană pe partea de tehnică. Însă noi suntem o combinație, dacă putem să zicem așa. Fiecare vine cu idei, atât pe partea de editare, cât și pe partea de scriere. Dispreţul meu faţă de oameni pare să fie justificat. Niciodată nu o să schimb părerea despre ei. Dar de ce aş face-o? Unica persoană care mi se părea reală era Andreea. Păcat că ea nu există. E foarte veche casa. Eu nu știu că e, cred că e peste 100 de ani. E făcută de bunicul, de tata lui tata. Vechi, vechi tare. E prea vechi, prea, n-am putut să o repară eu bine. Pentru că o repară, n-am mai putut. Mi-e șeritul să o dau la muzeu. Și nu? N-o dau. De ce? Asta, solistul Pampieroată și cântă la Ciprian Bărumbescu, au vrut să le vând lor, la, să facă muzeu din ea. Și mi-mi dă o apartamentă, mă, nu-mi convine, că sunt mațată obișnuită în ea și nu pot. Ce vedea aici? Da, aici știam de casele deosebite. Fiecare casă are un model special, specific familiei.
Și am zis că probabil aici o să avem mai multe de filmat și mai multe de aflat despre istorie, despre... Și am zis că poate fi un avantaj. Ne-a impresionat faptul cum este construită și, din câte am înțeles de la domnul, este o casă foarte veche și ne-am oprit pentru a ne povesti anumite lucruri despre această casă. Tradiția frumoaselor motive românești a început în anul 1950, când Leontina Țăran a decis să își decoreze casa după modelul ouălor încândeiate și al costumului tradițional românesc. Fiecare familie are un model diferit, lăsat din generație în generație. Astfel, în prezent, există peste 300 de motive tradiționale viu colorate, ce aduc un farmec ca parte comunei. Totul a fost pe loc și într-un timp foarte scurt. Mie chiar mi-a plăcut și chiar... Ești mulțumită? Da. A fost improvizație... 100%. Da. Cadre în care eu eram îmbrăcată într-un costum pe care mi l-a dat doamna respectivă, în care mă învârteam în jurul casei. O femeie ne-a dat niște papanași foarte buni cu brânză și niște colegi de-ai noștri ne-au dat un sandwich de la ei. În rest n-am avut timp să mâncăm. Cel puțin viitorul meu, da, va fi legat de film, vreau să dau la cinematografie la facultate, el la drept. Da, poate pe viitor știu eu ce o să facă. Am fost în diferite locații din această zonă, care mai de care mai interesantă. Am văzut foarte multe elemente particulare acestei zone, mai ales modele de pe casă, tot felul de iazuri cu pești de munte, peisaje foarte frumoase și am reușit să capturăm cât de cât, nu cât de cât, foarte bine chiar.